Severinul se mândrește cu faptul că regele Carol I a descălecat pentru prima dată pe pământul românesc la turnul Severin. Acesta a descălecat în 1866 și a deschis calea spre modernizarea României, spre o epocă fără egal în istoria națională. La turnul Severin, regele Carol a pășit pentru prima dată pe pământ românesc. A călătorit timp de 9 zile incognito, deoarece exista pericolul să fie arestat de către austrieci. A ajuns aici în după amiaza zilei de 8 mai 1866 și a călătorit la București, unde a ajuns 2 zile mai târziu. Însoțit de Ice Brătianu, prințul Carol a sosit cu vaporul pe Dunăre și a pășit prima oară pe pământul principatelor române în ziua de 8 mai 1866, rostind următoarele cuvinte. Punând piciorul pe acest pământ sacru, m-am și făcut român. Iubirea lui Carol față de severineni și a severinenilor față de Carol a fost marcată și de alte monumente de referință. Carol I a iubit drobeta turnul Severin. Aici a pășit pentru prima oară pe pământul românesc la 8 mai 1866, apoi ulterior a venit de multe ori în drobeta turnul Severin și multe edificii și realizări ale orașului se datorează prezenței acestuia. Aceasta este prima casă în care marele rege Carol I a intrat și a semnat prima proclamație către țară ca domnitor al României la data de 8 mai 1866. La 8 mai 1867, Carol I vine la drobeta turnul Severin și împreună cu boierul Ioan Ștefan Grecescu pune bazele proiectului bisericii din turnul Severin. În 1869 și-a petrecut fratele Leopold până la graniță, prilej de a revedea Severinul și de a pune o cărămidă la biserica ce se afla în construcție.